20 de lire de persoană. Din păcate ne-a luat o mare țeapă, aș zice eu. O să prindă foarte mare viteză. Deci am început. Ia uitați ce parc enorm! Wow! Rollercoasterul ăsta, dar nu cred că e funcțional! Și ne-am dat cu rollercoaster la topogane! Ia uitați aici! Hai, Dumnezeule! Bună dimineața, dragilor! Neața bună! Când spui Vietnam, sau cel puțin pentru mine, mie o să-mi lipsească foarte mult cafeaua vietnameză, care e extraordinar de bună. Ia uitați cum e aceasta, cu gheață și cu lapte. La început are un gust foarte puternic de cafea și pe urmă, când începe gheața să se topească, gustul devine din ce în ce mai slab. Este o cafea deosebit de bună. Zici că faci un vlog despre cafea. Deja de jumătate de oră vorbești cât e de bună cafeaua asta. Dar îmi place. Ok. Îmi place. Eu nu sunt mare băutoare de cafea. Beau când am, când nu am, e bine la fel. Oricum, ideea e că astăzi mergem cu telecabina și mergem cu una dintre cele mai lungi, sau dacă nu chiar cea mai lungă, trebuie să ne informăm bine, cea mai lungă telecabina din lume. Cea mai exotică și frumoasă vedere. Dar asta rămâne de văzut, stați cu noi. Și cam așa au decurs zilele noastre aici la Phucoc. Bogdan negociind cu toți taximetriștii. Hai să vedem dacă reușește ceva și de data aceasta. Noi preferăm să mergem la prețul fix, să nu, pentru că ei de multe ori spun că cu metrul, că pun metru pe taxi și atunci plătim cât e, dar noi preferăm să știm exact suma. Hai să vedem! Noroc! Și a doua încercare a fost cu noroc. Eu, unii dintre șoferii de Grab de aici sau de taxi, etc., eu nu înțeleg. Adică, iarăt, uite-mă, nene, pe Grab mă costă 300 de mii să mă duc de aici până la Phucoc, la Phucoc Cable Car. Și el zice că îmi face o ofertă la 350 de mii. Și zic, bă, pe 300 pe Grab, tu cel mai mult, ce asta? Nu înțeleg, în fine, unii sunt așa, nu înțeleg. Ăsta, domnul, a fost foarte simpatic, a văzut cât e prețul pe Grab și ne-a lăsat. Până la urmă am plătit 270, era 300 de mii de dong vietnamezi, deci super tare, super ok. Dar o să vă surprindă că unii sunt chiar căpuși, așa. Se facă, nu știu, că până la urmă ei știu, chiar dacă nu vorbesc limba, ei să înțeleagă la preț și la astea, ei știu. Nu? Dar și noi suntem căpoși, nu? Că și noi ne încăpățânăm câteodată la 10.000 de dong vietnamezi, nici noi nu vrem să lăsăm. Uite, că azi l-am lăsat, hai să lăsăm, că noi plăneam să plătim 200, aveam în gând să dăm 260.000, na, acum dăm 270, deci... Ok. Unii sunt așa, simpatici. Am luat biletele la telecabină, dus întors pentru două persoane, îi 20 de lire de persoană. 20 deci, de lire englezești, da? 20 de lire englezești, deci mai înseamnă mult, undeva e la... E mai mult, e mai mult, e 21. 21, da, deci 21 de lire englezești, aia vine 42 de lire doar să mergeți cu această superbă telecabină. Destul de scump, am zice, dar... Hai să vedem, merită sau nu merită? Noi nu ne așteptam să fie atât de scump, nu? Pe internet am văzut că e mult mai puțin, undeva la 10 lire, dar nu știu articolul când a fost scris, etc. Oricum, arată foarte fain, urcăm cu mașina până acolo, suntem tot în taxi și așteptăm să mergem cu cea mai lungă telecabină din lume, care e și în cartea recordurilor. Și în această zonă de unde luăm telecabina, pentru a ajunge la insula Hong Tong, da. Au construit de fapt o mini Europa, un fel de Italia, Franța, Germania, toate la un loc. Nu suntem la Veneția. Un turn, aici ceva, cred că Roma,
Oricum, ideea e că nu ne interesează acest lucru, ne interesează ceva mai exotic, ceva mai autentic, ceva vietnamez. Hai, hai, hai! Sunt foarte entuziasmată să mergem cu telecabina și să vedem arhipelagul la 360 de grade. Sunt foarte curioasă să văd cum e. Da, și din păcate ne-a luat o mare țeapă, aș zice eu. Mi-e ciudă deja că am plătit biletul, pentru că nu este non-stop această telecabină, așa cum se scrie peste tot, vai, cartea recordurilor dat de urmă. Nu e non-stop, e la 1:30 și acum e 12:30 și ultima... care vine de pe insulă este la ora 5. Da, deci dacă veniți aici, veniți de dimineață să aveți timp, să explorați bine, nu așa cum am făcut. Exact. Această destinație, sincer, nu ne-am informat prea mult, să vedem, am zis că o luăm cu relax și relaxul acesta costă. Deci, da, telecabina e 20 de lire sterline de persoană, intrarea, și noi avem undeva la vreo 4 ore de petrecut, nu? Ideea e că nu e non-stop, așa cum scrie peste tot. Noi ne așteptam să venim, să luăm biletul, să urcăm în telecabină, să plecăm. Nu să așteptăm o oră până la plecare. Deci, din punctul ăsta de vedere, un mare thumbs down. Ia uitați ce vedere superbă! Dar nu știu, asta e o piscină sau o fântână? Eu cred că e o fântână mai mult. Ba, uite piscină, că acolo poți să cobori. Deci putem face baie? Nu știu, n-avem timp. Putem încerca. Avem emoții, o să fie cel mai frumos traseu de telecabină pe care am văzut vreodată, nu? Da, cel mai lung cu siguranță. Cel mai lung, dar cu marea și toate cele. Hai! Ia uitați ce mari sunt! Uite ăla-i gol! Oare să mergem cu ăsta? Hai! Hai! Stați aproape! S-au închis ușile! Doamne, emoții! O să prindă foarte mare viteză! Spune așa că mergem în cea și după aceea o să prindă, o să ajunge la 30 de km pe oră. Vă dați seama! Și nu știu cât e de zapă, nu ne-a mai format iarăși, dar începe! Asta, da, lume bună! Auziți oamenii cum zbiară? Este foarte, foarte lung acest traseu. 8 km fără câțiva centimetri. Cel mai lung din lume, vă dați seama, nu ne vine să credem. Hai să vă arătăm vederea de pe geam, că este superbă. Hei, Mira! Ciao! Ia uitați! Deja vederea este superbă. Acesta este mica Europa a Vietnamului. Wow! Incredibil de frumos! Și a fost deschisă recent această telecabină. Ce părere aveți? Merită banii, incredibil! Wow! Doamne, cât de frumos!
Eu îmi retrag cuvintele, nu-i scump. Da, tu ce zici, Mira? Eu am zis de la început că nu e scump. Deci veniți aici de dimineață să vă bucurați de tot, nu ca noi. Oricum, ideea e că o să mergem acum într-una dintre activități. Da, da, da. O să mergem la înălțime. Deja mi-e frică. Și o să avem parte de adrenalină. Thank you. Thank you so much. Hey, până la ce, la ce înălțime urcăm, Mira? Dar sigur o să fie foarte fain. Mie mi-e frică. Mai sunt doar două fete în partea cealaltă. Parcă e destul de... Ok. Please, now I don't stand, don't move. Thank you. You're welcome. Deci nu avem voie să ne mișcăm, nu avem voie să ne ridicăm, doar să stăm mai jos. Eu am deja emoții. Oh, aleu, Dumnezeule! Roller coasterul ăsta ne și ridică și ne și, ne și învârte. Vai, cred când o Mira, de ce te ții aici? Eu nu mai pot de frică. Cine m-a urcat aici? Ia uitați ce plajă. Vedeți plaja de acolo? E super tare. Nu știu până la ce înălțime ajunge. Dar am văzut că e sus, sus de tot. Wow, și se văd toate activitățile de aici. Ia uitați ce parc enorm. Vedeți? Deci un must să fiți aici la ora 8 dimineața. E un must. Dumnezeule! Cât mai urcă Mira, că nu mai vreau. Wow, uite, ăsta-i fain, roller coaster-ul ăsta. Super. Altă plajă și acolo, în distanță. Ia uitați ce vedere. Și parcul care wow, roller coaster ăsta, dar nu cred că e funcțional. Ăsta ar fi fain. Wow, și încă o plajă enormă. Super faină. Mi-e frică. Ce să zic, țin să spun că Mirabela e mult mai curajoasă decât mine la chestii de genul. Ia uitați ce fain se vede plaja de aici. De vis. Și aici avem câteva topogane care arată superb. Și noi o să mergem. În care o să mergem, Mira, de aici? Eu aș vrea în toate, dar nu știu care. Și eu. Funcționează. Wow. Oare facem doar numai o tură așa? Nu ne lasă. Cum? Să ne lasă așa dintr-o dată da. Jos? Păi eu aia sper, că până acum n-am avut parte de adrenalină. Nu prea e cine știe ce așa. Da, îți dă un, o vedere așa la... Cred că aici ai deja momentul. Deci deja începem să coborâm. E ok. Dar nu-i cu adrenalină. Eu credeam că ne lasă așa, dintr-o dată, nimic. Nu e adrenalină, da. Na, măcar ne-am bucurat de o vedere cu, cu parcul. Deci prima experiență. Okay. Prima experiență, lasă de dorit. Eu mă așteptam la puțin adrenalină, așa doar te urcă, te coboară. Hai să vedem a doua. Și ne-am dat cu roller coasterul acesta care parcă pare că nu funcționează, dar funcționează. Și încă cum? Ce fain a fost, aveam gura așa. Și lacrimi în ochi. Da, curgeau lacrimile fără să vrei. Foarte fain. Din păcate nu ne-a lăsat cu GoPro-ul. Nici telefon, nimic, absolut. Nici ochelar, nimic. Dar merită asta, da senzație. Hands up. Și următoarea atracție pe listă.
parcul acvatic. Ha, 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 hai la baie, la topogane. Ia uitați aici. Și ăsta e parcul de distracții. Da, chiar fain. Numai că nu vine nimeni. Adică te-am văzut, nu te lasă cu GoPro-ul. Și asta e foarte nasol, era interzis GoPro-ul sau orice cameră de filmat. Vedeți cum vin oamenii, ia uitați! Și chestiile alea cum le ridică aceste bărcuțe mici. Super fain! Și aici este o plajă artificială. Ia uitați, ce fain arată! Lume bună, vă luăm cu noi acum să vedem plaja. Din păcate nu v-am putut lua în tobogane, ne-am dat majoritatea. Oricum cele mai tari, vai ce ne-am distrat, mi-a plăcut mult, 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 mult de tot. Foarte faine toboganele de aici, de la Aquapark. Și plus am fost în trenuleț, am fost în chestia care te ridică și pe urmă nu te mai lasă în jos. Te cobor încet, am zis. Deci am apucat să vizităm, chiar dacă am venit târziu, să vizităm aproape toate atracțiile de aici, cu excepția plajei. Ne-am dat în patru tobogane și într-unul ne-am dat de două ori. Unul a fost super tare, chiar am simțit așa că îmi rămâne capul la un moment dat în spate. Mie mi-a plăcut în coate, e interesant, dar parcă din păcate n-am reușit să văd. Ce? Mie mi-a plăcut super, 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 super. Da. Maxim. Ce să zicem, îmi retrag cuvintele că am spus adineauri că nu s-a meritat, că e scump. Ba, se merită, deci 20 de lire de persoană dus întors. A drumul... gândit el mai bine și se trage cuvintele. Da, nu, pe bune că mă fac de râs, adică chiar da. Așa. Chestia că noi nu eram nici foarte informați ce e aici, am venit așa, la voia întâmplării. Deci 20 de lire sterline de persoană drumul cu cea mai lungă, pe cel mai lung traseu de telecabină din lume, plus intrarea la parc. 8 km fără câțiva centimetri. Deci vă dați seama. A făcut 15 minute în telecabină, iar i-auzi oamenii cum urlă. Da, oricum aici fain. Stai că trebuie să așteptăm. Trebuie să nu așteptăm. Cred că mergem, hai să mergem în sus. Că sigur e acolo. Nu mai așteptăm. Nu mai așteptăm. E o mașinuță care te duce pe aici prin parte. Deci ce vreau să zicem, drumul cu telecabina este fantastic, fenomenal, incredibil. Vederea cu marea, vederea nu? Cu bărcile pe mare este senzațional. Senzațional, aia mie mi-a plăcut foarte mult. Singurul lucru care putem să nu l-am mai face la fel, am venit la ora 8 dimineața. Da, i-am spus-o deja. Deci... dacă faceți, sunteți în... Mie mi-a trecut superarea pentru că am reușit să facem cele mai tari tobogane și cele mai tari experiențe de aici. Și acum vedem și cea mai frumoasă plajă? Nu? Oare fi cea mai frumoasă? Nu știu. Iar exagerez. Dar nu mai contează. Nu mai contează că exagerez eu sau nu mai contează că... Nu mai contează de plajă. Eu mai mult vreau, sincer, nu mă mai interesau plaje exotice. Vreau un pic de altceva astăzi. Și am avut parte din plin. Rămâne să vedem cu ce o să mai ajungem acasă. Cu ce să ajungem? Tot cu taxi. Da. Că asta e partea nasoală. Încă ceva, dacă... Uite, acum e plin aici, vezi? Da, dar nu-i lasă, aia e chestia. Când am fost noi, a fost doar 4 oameni în vita mai... Roata aceea. Oricum, încă ceva, dacă nu veniți în Vietnam și vreți să veniți doar aici în insulă, ceea ce... na. Dacă n-aveți timp, să știți că aici în insulă aveți excepție de la viza, în insula Pukong. Nu trebuie să plătiți viza acum, plătiți viza pentru Vietnam. Și da, e o excepție, pentru că ajută la dezvoltarea turismului și autoritățile au decis așa, by the way. Foarte mulți palmieri aici, intrăm în zona exotică. Hai să vedem dacă și plaja e exotică. Explozivă! Și gata. Da. Deloc, nu-i faină, oricum, aceasta este, nu uitați, totul este în construcție aici,
încă se dezvoltă foarte mult și parcul de distracții și plaja, sunt foarte multe resorturi. În câțiva ani de zile, o să fie o explozie totală, o să fie o Europa, pentru că asta se încearcă din câte am văzut noi cam peste tot și la Da Nang și aici la Phu Quoc. Se încearcă foarte mult apropierea de cultura europeană. De ce ți-e frică, nu scaci? Așa. Wow. Nu vreau să aterizez pe aici prin pom. Ce părere aveți de vederea asta superbă de aici din telecabina asta? Cel mai lung traseu din lume. Cât are Mira? 8 km, nu? Puțin peste. Puțin sub. We managed to film it when we came. Ia uitați. Vedeți? Facem noi în această superbă telecabină. Se transmite, cum se pare. Cum e vederea, Mira? Superbă. Se transmite. Și acum ajungem în vârf. Ia, ce fain. Ha! Cuba. Ale, tu ești să mă uit. Ia uitați. Hai, ajungem exact acolo sus. Oh, bine cu te. Nu mai vreau. Nu mai vreau. Cabina, compania Bana Hills, aceeași companie care a construit totul și la zona Da Nang cu podul de aur sau podul mână, a adus Europa mai aproape, a adus Europa în Asia. Acesta este practic locul unde toată Italia, putea zice, se întâlnește. Am văzut piața San Marco, Positano, strada Sorrento. Asta e Italia. Se vede că vietnamezii doresc foarte mult această integrare a Europei din țara lor. Deci e practic incredibil ce au făcut aici. Eu sunt șocat și nu găsesc cuvintele. Wow! Este totul în construcție încă. Toate aceste clădiri goale, nu sunt încă finalizate, dar e un întreg cartier foarte mare. L-am filmat și atunci când am venit cu taxiul. El
lume bună, să știți că nu ne aflăm în Europa, slavă Domnului, suntem încă în Vietnam. Și cam așa arăta ziua noastră de astăzi și experiența cu cea mai lungă telecabină din lume. A fost foarte, foarte frumos. 15 minute de căscat ochii și... Și bucurat de acel peisaj cu apa de o culoare că-ți taie sufletul și vederea cu portul mie mi-a plăcut, nu? Da, mie mi-a plăcut vederea cu bărcuțele, cea mai senzațională, super, super, super tare, iar prețul de milioane, ce să mai, la 21 de lire sterline, să te duci, să te întorci și să ai acces practic la toate activitățile acelea, fie de apă, fie de uscat, aer și ce să mai, adrenalină la maxim, super! Îmi retrag și cuvintele cu ocazia asta, pentru că noi nu prea ne-am informat când am venit aici. Și nu eram prea conștient de ce o să fie pe insulă. Și îmi retrag cuvintele în cei două, pentru acele 20 de lire sterline de persoană. E foarte ieftin. Bravo vietnamezilor. Vă iubim. Nu uitați, noi suntem Mirabela și Bogdan. Abonați-vă la canalul nostru de YouTube și o să vă ținem la curent cu tot ceea ce facem. Și poate vă inspirăm. Noi sperăm și dacă nu vă inspirăm, să ne spuneți în comentarii, să nu vă fie frică, pentru că noi acceptăm critici constructive, suntem chiar bucuroși dacă ne spuneți, ne dați un sfat. Da, critică constructivă să fie. Vă salutăm cu drag și așteptăm să vă abonați cât mai mulți!